soldiers. Don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! În 2 decembrie 2015 să ieșim cu toți în stradă, să distrugem orice politician cu baricadă. Să intrăm în parlament, nu sunt demeni. Să distrugem orice politician cu pansament. Ce ne-a promis marea și cu sarea, și în schimb nu ne-au dat nimic, asta-i chemarea. Mă uit în trecut, bunicii noștri au fost la război, iar părinții noștri au ieșit tot pentru noi acum. Este rândul nostru să schimbăm ceva, nu să o ardem Guantanamera pe tavan. Nu vreau să par incult, mă uit urât, dar îmi ajunge, am fost mințit mult, prea mult. Nu mai vreau să fie violență, vreau o Românie în care să nu se mai facă vreo diferență. De acei oameni de care toți am fost mințiți că totul va fi bine și frumos acolo sus la sfinți. Biserica ne spală creierile și banii publici, în timp ce românii spală WC-uri în alte republici. Românii noștri care din țară ei au plecat pentru un trai mai bun dincolo, îndepărtat. Asta pentru că în țară e multă corupție, unde nu mai există justiție sau constituție. România ridică capul să te uiți departe, nu mai poți sta la coadă nici pentru lapte. Asta-i țara noastră și nu trebuie să fim conduși, iar popa loc să stea la biserică apare la uși, apare la TV, apare peste tot, chiar și ziare. Zic să pornim la revoluție și să stăm în picioare. Cine e cu mine? Tinere, bătrâni sau bătrâne, stând în picioare, să aud în cor: deșteaptă-te, române, din somnul adânc, cel de moarte, că fură prea mult și ne condamnă la fapte. Să ne unim toți pentru o țară mai bună, nu vrem binele făcut ce se aude doar în glumă. Mor oamenii de foame, bătrânii dau pensia pe pastile, iar politicienii fură și-și fac bile demisia. Au strigat 50.000 de persoane și încă 50 să băgăm politicieni în tomberoane. Hai cu toții să mergem în marș spre război, luați copiii și nevestele acum, luptați pentru voi. Nu vrem povești, ne-am săturat deja de atâtea, toți în pușcărie exact cum a fost executată și mudrea. Unii se luptă cu salariul și-și plătesc chiria. Vreau să aud acum pe toți demisia că vă mâncă pușcăria. Avem drepturi ca să dăm toți infractorii jos, că dacă voi stați în spate tot vine unul curajos. Ne-ați făcut să tăcem din gură atâția ani și v-ați luat-o în cap atunci început să ne trăiesc din bani. Un copil are alocația 80 de lei lunar, în timp ce voi aveți de 20 de ori salariul de bugetari. Și acum spre sfârșit și să ieșim din criza națională, vrem ca toți ce-au furat să-i tragem pe scoară. Iaptă-te, române, somnul cel de moarte.